Racolat tinere pe internet și le convingea să se prostitueze în Turcia. O tânără de 23 de ani din Tudora, raionul Ștefan Vodă, a fost reținută de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău și de procurori. Femeia este bănuită de proxenetism. Potrivit oamenilor legii, aceasta a fost reținută pe 18 mai la aeroport, unde se afla cu o altă tânără și urmau să zboare împreună la Istanbul. Potrivit datelor acumulate de către polițiști de frontieră și procurori, tânăra identifica tinere pe rețele de socializare și le îndemna în practicarea prostituției în orașul Istanbul, Turcia, convingându-le că activitatea lor va fi bine plătită. Pe aeroportul internațional Chișinău a fost creat un filaj al acțiunilor moldovencei, care reușiseră să identifice o victimă și împreună urmau să ajungă în Turcia. Tânăra și-ar fi recunoscut vina. Bănuita este cercetată în stare de libertate, întrucât educă doi copii minori. Dacă va fi găsită vinovată, riscă să-și petreacă următorii 7 ani în detenție.